Dragii mei, ispita în sine nu-i păcat. Deci păcatul în sine nu reprezintă ispita aceea. Ispita poate veni printr-un mod păcătos. Răspunsul tău și al meu la ispita, asta e păcat. Și uitați-vă să vedeți cât de șeret e diavolul. Înainte să vii la biserică, înaintea unei, poate unei întâlniri cu Domnul, într-o zi de post, într-o zi în care ai spus, uite, mă duc să fac un bine la o văduvă, exact atunci parcă ispitele și mai mari. Și o reușit să te biruiască printr-o vorbă, printr-o imagine, printr-un cuvânt.